honor your name. Aleluia, glorie, glorie, glorie. Pentru încercări și pentru binecuvântări, Doamne, azi îți mulțumesc. Doamne, azi îți mulțumesc pentru încercări și binecuvântări. Glorie ție, slavă ție, Hosanna ție. Aleluia, 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 aleluia. Glorie, 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 glorie. Glorie, 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 Hosanna ție. Yes, Jesus, aleluia. Cu toții să cântăm. Când Iisus Hristos m-a mântuit, har din harul său, El m-a mântuit. Pacea Lui mă face fericit și mă îndeamnă într-una să-i cânt. Cu toții. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Viața mea împreună cu Iisus e un cer de senin, cer de soare plin. Frică, griji de voi eu nu cunosc, căci de toate de la El primesc. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Vreau să știe, vreau să știe toți că-s fericit cu Iisus al meu, ce m-a mântuit. Vreau de-acum doar Lui să-i slujesc, prin viața mea să-i mulțumesc. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Doamne, te slăvesc și îți mulțumesc pentru bunătatea-ți mare, pentru încercări, binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Aș vrea să cer cei care sunt la stație să pună cântarea Ogoarele sunt gata de recoltă, dar până când găsesc cântarea, puteți să ținem mi major. Vreau să citesc din Isaia capitolul 6 un verset sau două așa de frumos despre prezența Domnului și să chemăm prezența Domnului prin cântarea Sunt aici la dispoziția ta. Dacă se poate să găsim cântarea și după aia vom cânta. Isaia 6. Am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele manteiei Lui împleau templul. Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de, mărirea Lui. Și se zguduiau ușori ușii și de glasul care rusănoa și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate,
și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, neunicirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Haideți să cântăm, dragii mei. Ogoarele sunt gata de recolt. Ogoarele sunt gata de recolt, dar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, o Doamne, în întregime, ca să lucrez recolta dintre spini. Sunt aici, sunt aici, la dispoziția ta. Chiamă-mă, te voi asculta. E timpul potrivit. E timpul potrivit pentru popoare. Mai sunt în scurdă încă mari comori. Iisus mai cheamă oameni în lucrare, să fie toți cu el biruitor. Cu toții sunt aici, sunt aici, la dispoziția ta. Chiamă-mă, te voi asculta. Suntem noi sare pentru lumea aceasta. În întuneric suntem noi lumini. Trăim ca Domnul în vorbă și în fapte, să știe lumea că suntem creștini. Sunt aici, la dispoziție ta. Chiamă-mă, te voi asculta. Sunt aici, sunt aici, la dispoziția ta. Chiamă-mă, te voi asculta. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine să meargă pentru noi? Și eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Haideți cu toții, dragii mei, să ne rugăm și să spunem rugăciunea aceasta în inima noastră: trimite-ne, Doamne, aleluia! Tatăl nostru care ești în cer, veniți dumneavoastră, rugăciune ție în această și suntem în locul acesta, aleluia! Glorie, glorie, glorie! Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin, tot pământul este plin, aleluia, aleluia! De mărăria, de măreția Lui, de mărirea Lui și se zguduia ușor ușii. O, Doamne, zguduiește poporul Tău în seara aceasta. Zguduiește copiii noștri, Iisuse, la chefii mediu, la cameră. Atinge-ne de viața lor, de inima lor, de sufletul lor, Iisuse, de viitorul lor, pentru Isaac și Joshua, în mod special, pe toți casă. Te rog frumos, lucrează Tu și mor din urmă. Aleluia, glorie Ție! Glorie, glorie, glorie! Aleluia, trimite-ne, Doamne, în ogorul lucrării Tale, că și Tu ai zis, că și...
ta, dar lucrătorii sunt așa de puțini. Lucrarea este gata, aleluia, și suntem, Iisuse, aici, la cârma, Iisuse, Tu ești la cârma, dar noi suntem gata, Iisuse, să mergem. Să mergem, Iisuse, și să lucrăm pentru Tine. Să glorificăm numele Tău, Hosanna ție, aleluia, glorie ție, Hosanna ție. Glorie ție, aleluia, aleluia, Tu ești Fiul vecii veșilor. Și Tu poți să ne atingi, aleluia. Și Tu poți să învingi teama, noi nu putem de multe ori, suntem așa de, așa de îngrijorați, Iisuse, we're so worried so many times. Dar Tu ești Cel care poți să lucrezi, glorie ție, Hosanna ție. Aleluia, 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 glorie, 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 glorie. Avem nevoie, avem nevoie de Tine, Iisuse, avem nevoie de atingere proaspătă. Glorie, glorie, iată-mă, trimite-mă. A spus Isaia și noi în seara aceasta spunem la fel. Glorie și onoare numele Tău. We love You, Jesus, and we praise Your name. And we honor Your name. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorie ție. Glorie, 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 glorie. Hosanna ție, ce bun ești Tu. Glorie, onoare și slavă numele Tău. Aleluia, glorie, glorie, aleluia. Hosanna ție. Glorie, ieri să ne spunem Tău. Glorie, 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 Hosanna ție. Aleluia, căci din Tine sunt toate lucrurile, a Lui să fie gloria în veci. A Lui să fie gloria în veci de veci. Aleluia, 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 glorie și doar numele Tău. Aleluia, 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 glorie, 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 glorie. Hallelujah, hallelujah. Ce bun ești Tu, Iisuse. You're so good to us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glorie ție. Slavă ție. Se cunoaște cântarea, dragii mei, să cântăm cântarea din El, prin El și pentru El. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El, din El, prin El și pentru El
sunt toate lucrurile. Cu toții, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. De două ori din El, prin El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria, a Lui să să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. Din toată inima, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. O, Doamne, în prezența Ta ne găsim și îți mulțumim și Te rugăm frumos, exact cum ai făcut și lui Isaia. Ia cărbunele de pe altar și vino la fiecare din noi în seara aceasta și atinge buzele noastre, căci trăim într-un popor cu adevărat, cu buze necurate, și ne căim în fața Ta, Tată, și cerem îndurarea Ta pentru America, cerem îndurarea Ta pentru statul acesta, Michigan, pentru comunitatea noastră, pentru familia noastră, pentru biserica aceasta, pentru celelalte biserici, Iisuse, cerem îndurarea Ta. Schimbă-ne inima, schimbă inima noastră, Iisuse, și pune noi în duh nou, cum se ruga David, psalmistul, și-o zis, o, nu te îndepărta de la mine, Duhule Sfinte, nu pleca de la mine, ci vino la mine și dă-mi un duh nou și statornic, un duh să te laude din toată inima. Primește lauda noastră în seara aceasta și fă din noi, Iisuse, niște martori vii pentru slava Ta, pentru gloria numelui Tău, să cântăm din toată inima, să ne bucurăm în prezența Ta. Și totul ce facem să fie pentru gloria numelui Tău. We love You, Jesus, and we praise Your name. And we thank You so much because You are here present in this place. Receive our praise tonight, we pray. Codata a Lui să fie. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria. A Lui să fie gloria în veci de veci, amin. A Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria, a Lui să fie gloria în veci de veci, amin. Amin.
În slavă Domnului Iisus, bine ați venit, dragii mei, haideți să ne găsim locurile în seara aceasta. Invităm copiii în față, David și Rudy, haideți în față să spuneți versetele și după aia vom continua cu programul pregătit. God bless you, thank you for being here.